în loc de gernă, praznic și zăpadă, Boboteaza a adus din nou la Giurgiu și nu numai temperaturi pozitive. Astfel, nu putem vorbi de gelul Bobotezei, așa cum spune tradiția, ci de vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. De altfel, la Giurgiu nu s-au mai înregistrat temperaturi negative de Boboteaza din iarna lui 2011. La Giurgiu de Boboteaza avem temperaturi pozitive. 1-2 grade s-au înregistrat în această dimineață, dar este o valoare neașteptată pentru această dată. Au fost ieri în care au fost și temperaturi negative. În 2011 am avut o valoare de minus 7 grade, dar în 2012-2013 am avut valori pozitive. Temperaturi cu plus vom avea și în această săptămână, caracterizată de vreme de primăvară, mai ales în vest, la deal și la munte. Ger va fi doar dimineața, când termometrele vor înregistra minus 1 grad Celsius. În perioada următoare sunt așteptate tot temperaturi pozitive. Haideți să zicem că minima va atinge valori de minus 1 grad în diminețile următoare, dar cum este de așteptat pentru această dată, cu minime de minus 5, minus 6 grade, nu vor fi. Și cum ninsorile nu se văd deocamdată pe hărțile meteo, nu scăpăm dimineața și seara de ceață, un fenomen ce poate caracteriza deja zonele de sud a țării. Ceața este fenomenul care va predomina în această perioadă și burniță. În tradiție se spune că dacă e cald de Bobotează, va fi o iarnă lungă. Și dacă este să ne luăm după vorbele din popor, nu este exclus să avem parte de zăpadă în primăvară.